Știți, dragilor, că v-am obișnuit să vă propunem evenimente culturale la care să participați, dar în ultima perioadă teatrele au fost în vacanță, iar noi ne-am propus să furăm puțin startul. Și înainte de data de 1 septembrie, când începe oficial stagiunea Teatrului Notara, ne-am gândit să vorbim puțin și să vă propunem câteva avanpremiere și nu numai, pentru că, iată, actrița Corina Dragomir ne este alături și revine cu un proiect îndrăgit. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mă bucur că ești alături de noi și să știi că noi am mai povestit despre lecturi esențiale și mă bucur că revine în forță acest proiect odată cu începerea noii stagiuni. Sunt curioasă ce texte abordați tura aceasta, pentru că știu că anul trecut a fost vorba de Enigma Otiliei, dacă nu mă înșel. Sunt texte diverse, sunt din romane și din cărți cu povestiri. Este un proiect inițiat de Adriana Moca, de la Secretariatul Literar al Teatrului Notara. E foarte important să vedem actorii și în altă postură decât aceea de a interpreta personaje pe scenă. E o promovare și pentru actorii Teatrului Notara. Spectacolul pornește de la o lectură. A fost acest proiect în Teatrul Notara și a fost de mare succes. Și cu ocazia asta încurajăm lectura. E important. Totul e legat, e un proiect foarte frumos, toată lumea a participat foarte entuziasmată la el și așteptăm acum bucuria publicului pe măsura a ceea ce am oferit. Tot bucurie. Voastră. Să știi că tot timpul m-am fascinat felul în care citesc actorii, pentru că e total diferit de ceea ce am putea să facem noi, oamenii obișnuiți. Voi interpretați chiar și la o primă lectură, reușiți să faceți acest lucru. Mi se pare maestrie ceea ce faceți voi. Este și maestrie, pe de altă parte sunt niște reflexe care ți se formează în facultate și apoi în carieră le deprinzi, nu mai scap de ele și atunci orice ai citi, chiar și prospectul unui medicament devine o lectură mai esențială. Da, devine o lectură esențială. E important să citim prospectele medicamentelor. Reușești să mai citești fără semne de punctuație, așa, în viteză, cum poate făceam în clasa 1-a, 2-a, 3-a, când nu prea respectam aceste semne sau în momentul în care citim poate forțat, pentru că știm că ne dezvoltă creierul, dar nu ne face plăcere neapărat? Da, dacă îmi propun, îmi reușește, dar așa, dacă nu îmi propun, reflexul este să citesc cu intonație. Da. Și să interpretez ceea ce citesc. Sunt curioasă și de avanpremierele acestei stagiuni, pentru că înțeleg că pe data de 28 și 29 septembrie ne invitați la Orașul Lumiilor și la Ultima Oră. Ultima Oră, un text al lui Mihail Sebastian, care este întotdeauna actual. Și este unul dintre autorii care a scris atât de frumos încât orice regizor se îndrăgostește de textele lui și simte nevoia să le pună în scenă. Regizorul care pune la Notara Ultima Oră se numește Ervin Simpsonzon. Și în distribuție pot să vă spun că din distribuție fac parte Ada Navrot, Dani Popescu, Andreea Măcelaru Șofron, Alexandru Mike Gheorghiu, Ioana Calotă, deja v-am spus prietena niște noastră, nume. Harita, da, n-am văzut. Da. Deja v-am spus niște nume, nu puteți rata această nouă premieră la Teatrul Notara, pentru că cu siguranță va fi wow. În cealaltă premieră, în regia lui Cristi Juncu, îi puteți vedea pe Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu, Rareș Andric, Sorin Cociș, iarăși actori ai Teatrului Notara care bucură publicul la fiecare spectacol și e o bucurie să-i vezi în orice premieră. Sunt curioasă cum sunt verile pentru voi, pentru că, iată, reveniți cu două premiere și bănuiesc că nu e așa cum își imaginează lumea. Au intrat actorii în vacanță, înseamnă că merg la mare, că se relaxează. Voi bănuiesc că sunteți în continuare în sălile de repetiții. Nu! Nu? Mergem și noi la mare, ne bucurăm și noi de vacanță, și la mare, și la munte. Trebuie să ne încărcăm. Uh-huh. Există această perioadă în timpul stagiunii, când se repetă și când ești de dimineață până seara în teatru.
Și când dai totul acolo la repetiții și pe scenă și consumul energetic, psihic al unui actor este foarte mare în timpul unei stagiuni și atunci vacanța e binevenită, nu pentru odihnă, ci pentru reîncărcarea bateriilor cu care să pornim, iată, într-o nouă stagiune. La Teatrul Notara se deschide pe 1 septembrie. Teatrul Notara are acest atu de a oferi publicului o diversitate mare de spectacole. Practic, oricine își cumpără un bilet la Teatrul Notara, sigur găsește ceva pe gustul lui în programul nostru. La sala mare sunt, în general, comedii și spectacole cu distribuții mari. La sala mică, la fel, spectacole cu distribuții mici sau spectacole cu distribuții mai mari, dar spectacole sensibile, spectacole care pot fi inovatoare. Întotdeauna ceva surprinzător se întâmplă la Teatrul Notara. Pe data de 16 septembrie se joacă spectacolul Jaful, în regia lui Vlad Masaci, din a cărui distribuție fac și eu parte. Joc două roluri acolo, la fel, sunt surprinzătoare. Și acest spectacol se va transmite live streaming. Pe site-ul teatrului puteți găsi amănunte despre acest eveniment și deja vă puteți cumpăra bilete. Biletele s-au pus în vânzare la toate spectacolele pe luna septembrie de la Teatrul Notara. Ne invităm pe cei de acasă să facă o vizită pe site, să-și aleagă un spectacol în funcție și de programul lor. Pe 16, am spus noi, și pe 28 și pe 29. Îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi să ne anunți și să ne ajuți, de altfel, să informăm pe cei de acasă, cei care sunt dorniți să vă revadă toamna aceasta. Publicul întotdeauna a fost alături de Teatrul Notara, chiar și în momentele grele. Și acum am rămas o echipă, noi împreună cu publicul, și abia așteptăm să ne bucurăm împreună de noua stagiune. Noua stagiune, dragilor, vine peste noi și, bineînțeles, vrem și noi să mai aniversăm câteva lucruri. Astăzi am vorbit puțin despre teatru, despre artă, și noi încercăm, prin toate lucrurile pe care le prezentăm aici din punct de vedere cultural, să vă răpim puțin din fața ecranelor, în primul și în primul rând, pentru că noi aici la Matinal, deși suntem alături de voi prin intermediul televizorului, credem că viața cea mai frumoasă se experimentează atunci când le lăsăm deoparte. Ne informăm aici la Matinal, dar mergem și în lumea spectacolului. Sărbătorim astăzi, totuși, nu-i așa, Valentin? Ziua internauților, pentru că ne găsiți și pe internet, dragilor, ne găsiți și pe canalul nostru de YouTube, pe Metropola TV, puteți vedea emisiunea acolo dacă n-aveți Facebook, dimineața. Facebook și pe Instagram, peste tot. Suntem peste tot, ce să mai... Ziua internauților, să revenim la subiectul nostru. Știi câți oameni folosesc internetul? Toți. Sunt estimări, evident. Majoritatea. Din 8 miliarde câte suntem. 6 despre. Miliarde, se presupune că restul sunt bebeluși. Erau 4,9 în 2021, acum sunt undeva peste 5, între 5 și 5 jumate, undeva pe acolo. Totuși, foarte mulți oameni. Tu cât timp stai pe internet pe zi? Puțin. În ultima perioadă puțin, în afară de WhatsApp, dar nu pot să-l consider stat pe internet, e un mijloc de comunicare. Tot internet e. Și aș mai vrea să fac o paranteză aici, nu știu dacă toți telespectatorii noștri știu, însă România are una dintre cele mai bune viteze la internet de prin toată Europa. Mai da, bune și decât țările alea civilizate. Uite că primi și noi un premiu, vezi cu ocazia asta. Hai să aflăm mai multe despre internet și ziua internauților. Internaut este un termen format din combinația internet și astronaut și se referă la cei care au jucat un rol în dezvoltarea internetului sau la un utilizator priceput al acestei rețele. Inițial se referea doar la un grup de experți care a creat standarde pentru internet. Astăzi, termenul include pe toată lumea care folosește internetul. În 2023 există peste 5,3 miliarde de utilizatori activi de internet pe Mapamond, reprezentând 65,4% din populația globală. China are cel mai mare număr de utilizatori de internet, cu 1,05 miliarde, urmată de India cu 729 de milioane și de Statele Unite cu 311 milioane. Inventarea internetului este atribuită lui Robert Elliot Kahn și Vinton Cerf, doi informaticieni care în 1973 au creat un set de protocoale pentru calculatoare. În 1974 avea să apară o versiune comercială a internetului denumită Telenet. Trei ani mai târziu își făceau debutul primul modem, care avea să devină dispozitivul de bază pentru accesarea internetului.
În anul 1983, Paul Mokapetris și John Postel au creat un sistem care permitea denumirea diferitelor domenii de pe internet. În acest fel a apărut în 1985 primul domeniu, symbolics.com. Un an mai târziu erau interconectate peste 1000 de calculatoare, iar în 1989 numărul acestora ajunsese deja la 100.000. Pentru ca internetul să fie 100% funcțional, lipsea un sistem de operare, World Wide Web, creat în 1991 de către programatorul englez Tim Berners-Lee. Primul browser de internet, Mosaic, a fost creat în 1993 de Mark Andreessen și Eric Bina. În anul următor avea să apară browserul Netscape, principalul concurent al lui Mosaic. Cu toate acestea, cele două browsere de internet nu au avut o viață atât de lungă, deoarece a apărut Google Chrome, care a acaparat peste 90% din piață. Numărul utilizatorilor de internet este de așteptat să ajungă la 6,5 miliarde până în 2025. 92,1% dintre utilizatorii de internet folosesc în principal smartphone-uri pentru a naviga pe internet. Raza globală a rețelelor sociale a crescut la 4,74 miliarde de oameni. În medie, utilizatorii de internet petrec zilnic online 6 ore și 40 de minute. 60% din traficul web din lume provine de la utilizatorii de telefoane mobile. Rata globală de utilizare a internetului în funcție de sex este de 67,4% pentru bărbați și 61,7% pentru femei. Ca o concluzie pentru acest material, la mulți ani și mie și următorului meu invitat, pe care îl puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram, așa că până îi spun eu bună dimineața, căutați-l pe Laurențiu Paicu. A revenit cu un proiect impresionant. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, uite, mie îmi place tot timpul să vin să prezint proiecte aici, că sunt mici, că sunt mai modeste, dar în același timp vreau să prezint și proiectele mai super grandioase, ca să vedem ce se poate face și în România, pentru că eu mă mândresc cu chestia asta, că la noi în țară chiar se poate face astfel de proiecte, sunt astfel de spații și ne mândrim și noi că la noi în țară se face designul de interior de calitate. Într-adevăr, și cred că amenajarea unui penthouse, pentru că despre asta vorbim noi în această dimineață, e mult mai grea și poate ceva mai riguroasă, pentru că spațiul e diferit față de ce suntem noi obișnuiți ca nivel de înălțime, în primul și în primul rând. Și cred că și din punct de vedere vizual trebuie gândit totul diferit, nu-i așa? Înălțimea, să știi că aici nu diferă foarte mult, este foarte standard, care e o bătaie de cap din perspectiva asta, pentru că mă așteptam să fie mai înalt. Când te gândești la penthouse-uri și eu mă gândesc la 3 metri, 3 metri plus, dar de fapt, după ce torni șapa, vii cu tavanul, rămâi cam la un 2,65-2,70, adică destul de standard. Okay. În schimb, spațiul este foarte mare și atunci trebuie să gândești altfel, pentru că camerele sunt imense ca și răspândire, dar înălțimea e destul de standard. Deci nu te poți juca cu candelabre foarte mari decât cum am făcut eu aici, spre exemplu. Uite, aici avem toată zona de un open space imens, care e bucătăria, holul. Pare desprins dintr-o revistă. Efectiv, pare desprins dintr-o revistă. Bine, ca de fiecare dată, de altfel, când ești la proiectul ăsta, spre exemplu, am avut mână liberă destul de mare. Auci, se vede. Am putut să mă joc destul de mult cu el. E un open space foarte mare. Am vrut să accentuăm foarte mult intrarea cu un candelabru de genul acesta care curge ca un stâlp, dar curge, vezi, pe mijlocul unei mese, adică nu te va încurca, te vei învârti frumos în jurul acelei mese, creează circulație. Wow. Materiale extrem de multe, de la ceramică, la stucaturi, la tapet, la imitații de piatră, adică avem sticlă, la golul acela de ușă, toată partea interioară a golului de ușă e plăcată cu sticlă neagră. Am încercat să adaug detalii cât se poate de mult în spațiu, dar fără să aglomerăm, vreau să creez un concept cât mai unitar, pentru că, dacă vezi, nu am culori foarte multe. Mm-hmm. Sunt multe bejuri, multe neutre, multe negruri, griuri, dar nu foarte multe culoare. Culoare avem foarte mici pete, ca să nu fie obositor, pentru că văd un pic de albastru, un pic de portocaliu, exact. Foarte voiam o paletă destul de curată când e vorba de acolo culoare. E un calorifer, iartă-mă că te întreb. Nu, este încălzire în pardoseală peste tot. Ok, și acolo e un
o pianină. Ce se întâmplă acolo? Dedesubtul oglinzilor acela? A, nu, aia este o comodă pentru chei la intrare. Cred că aia cu arcade te refereai. Da. Ai o comodă pentru chei, pentru că intri, dar nu ai nici altă piesă de mobilă tip masă. Uh-huh. Și ai nevoie când pleci, pentru că intenționezi să-ți lași ceva, să-ți lași o cheie, să-ți lași un portofel, un ceva. Și e nasol să nu ai o masă de genul acesta chiar lângă ușa de intrare. Cât spațiu, fantastic. Și îmi place foarte mult cum ai organizat acel, bănesc eu, un pantofar acolo și un loc de stocare pentru hainele mai lungi, mai groase pentru iarnă. Îmi place că se poate sta jos. Da, pentru că e foarte important să poți să te încalzi, nici să nu te încalzi din picioare, să-ți lași o geacă, să-ți lași o umbrelă, ceva, pentru că e la fel. Wow. E zona de foyer, e zona de intrare și e important să ai niște piese de mobilă, nu doar frumoase, dar și funcționale ca să poți să utilizezi spațiul. Tapetul ăsta cu cal e foarte subiectiv, pentru că ori îți place, ori nu-ți place. Mie îmi place și mi-a atras atenția din prima, deci, și mi pare că se complimentează foarte frumos cu candelabrul. Peretele ăla, cred că am schimbat vreo 20 de modele de tapet. Și tot la ăsta cu cal m-am întors. Pentru că, nu știu, mi se părea cel mai potrivit. E rupt un pic din film, dar în același timp nu, pentru că e un avantgardist din ăsta care e ca o piesă de artă pe fundal, pentru că am și vrut să vezi candelabrul ăsta frumos și după aia calul ăla în spate, care, nu știu, mi se pare că merge atât de bine cu spațiul când îl vezi, când intri, pentru că îl vei vedea instant când intri în apartament. Mi se șoptește în cască, ai răbdare să vezi și bucătăria. Oh, da, adică ce s-a mai întâmplat ai și acolo? Ai răbdare să vezi și home cinema-ul, pentru că acest apartament are inclusiv home cinema. Măi! În spate la cal, de fapt e o ușă. Da. Asta este home cinema-ul aici. Vai! Adică nu poți să ai un penthouse ca să nu ai un home cinema. Nu, stai că eu am rămas fără cuvinte de momentul ăsta. Așa ceva există în România? Da. La nivelul acesta, fantastic. La nivelul acesta se va face. Am vrut să fie ceva cât mai interesant. Voiam să fie altfel, pentru că home cinema ăsta, spre exemplu, e o cameră destul de înghesuită. E lungă de înghesuită. Am vrut să creez o treaptă care urci spre zona asta de șezut, de lounge-uri, de fotolii și creează zona mai mare și te joci cu lumina ambientală. Dacă vezi tot ce înseamnă tavan, va avea o iluminare tip stele, care sunt niște picățele de LED-uri care atunci când se aprind va arăta exact ca un tavan înstelat. Ce drăguț! E o lumină indirectă, nu e obositoare și nu-ți fură de la film. Doar în același timp arată foarte, foarte bine pentru o cameră care e foarte întunecată și tehnic e personajul principal e ecranul. Mi se pare fantastic, wow! Și încă n-am ajuns la bucătărie și la... N-ai ajuns nici la living, care pentru mine living-ul este foarte wow. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit, pentru că la fel e o cameră foarte deschisă și e open space cu dining-ul. Și la fel, am vrut să fac o separare între zona de living, unde avem canapeaua, și zona de dining. Printr-o treaptă, la fel, urci, treapta este iluminată LED, am vrut niște fotolii, care, mă rog, scaune / fotolii foarte mari, foarte chunky și tapizate cu textilul bucle. Va trebui să le aduc într-o zi, pentru că este foarte la modă. Acela plușat așa ușor, nu? Da, dar e un pic încălcit, hai să zicem. Adică are noduri multe, niște noduri pufoase și e un textil foarte fain. Arată impresionant. E și felul în care ai prinsă draperia până la urmă, acele detalii contează. Fiecare detaliu contează când ai un spațiu imens din ăsta, pentru că tot apartamentul ăsta are vreo 300 de metri pătrați interior, plus încă vreo 200 terasa. Adică e o imensitate de apartament și când ai camere de genul acesta mari, trebuie să te gândești foarte bine cum le mobilezi, cum accentuezi pereții, cum accentuezi subzonele, mai ales dacă ai open space-uri, cum ai bucătăria plus hall sau dining plus living. Trebuie să creezi zone. Uite, vezi și aici la insulă. Vezi cum am marcat zona de insulă cu acea ceramică neagră sub. Creezi subzone, pentru că dacă aș fi lăsat toată podeaua albă, mobila era înghițită și se pierdea. Trebuie să accentuezi zonele astea. Trebuie să le... Cât de frumos se vede din unghiul acesta. Wow! Wow! La bucătărie mai lucrăm puțin la mobilă. Overall arată la fel. Doar mobila aceea din spate vreau să o mai modific eu puțin până să dăm comandă. Dar paleta de culori e acolo, texturile sunt acolo și felul în care e organizată mobila e stabilit totul pentru spațiu.
Și totuși încă n-am ajuns în dormitor acolo. Vreau dormitoare să nu sunt gata. Nu sunt gata. Nu sunt gata. Când deci... sunt gata? Când vii să ne arăți și dormitoarele? Sper că am 2 săptămâni. Ok. Deci nu data viitoare, cred că peste două emisiuni vor veni măcar cu cele 2 dormitoare și mai sunt băile, pentru că mai e baia matrimonială care va avea o cadă de sticlă transparentă. Adică abia aștept să pun cada aia. O cadă de sticlă transparentă. Cine nu-și dorește o cadă de sticlă? Mie mi se pare spectaculos ce se întâmplă până în acest punct. Și felul în care ai folosit materialele și texturile pe care e un avantgardism foarte frumos. Până la urmă stilul ce l-am folosit aici, care e o combinație de mai multe stiluri și avantgardismul e foarte greu de gestionat pentru că poți aluneca foarte ușor în kitsch, poți aluneca foarte mult în obositor. Iar aici ține foarte mult de experiență. Când realizezi că e prea mult, dar nu e prea chel, și trebuie să mai adaugi. Pentru că e o diferență foarte mare când e prea chel sau e prea mult. Trebuie să fii la mijloc. Și aici e o chestie care o capeți doar cu experiență și cu timpul. Dar detaliile astea contează foarte, foarte mult. Nu pot să nu remarc și o schimbare de look în ceea ce te privește? Ai părul aranjat altfel, nu știu. Sincer, nu știu. Nu? Mie așa mi se pare. Uite, o să cer opinii și în regie, căci îl știți pe Laurențiu de ceva luni bune. Ai mi ce drăm, am tuns ier, dar nu mă tuns diferit. Am văzut eu ceva diferit în dimineața asta. Abia aștept să revii și să ne arăți și dormitoarele și băile și baia aceea cu cadă cu sticlă. Abia aștept să te prezint și eu, pentru că până acum sunt foarte mulțumit de cum a ieșit proiectul și trebuie să mă stăduiesc să iasă și mai bine dormitoarele. Să fie din același film. Abia aștept și mă bucur că există astfel de proiecte și că ai astfel de clienți care îți dau mână liberă și te lasă să-ți explorezi creativitatea și potențialul pe de-a-ntregul. Te aștept cu drag să revii și îți mulțumesc tare mult pentru azi. A fost o călătorie foarte, foarte interesantă și eu cred că merită să rămânem așa puțin cu aceste imagini în minte cât luăm noi o scurtă pauză de publicitate.